prezentare pe care am făcut-o, am povestit ceva despre algoritm. Astăzi o să ne continuăm călătoria ca să înțelegem mai bine această noțiune. Să presupunem că avem nevoie de lapte. Ce trebuie să facem? Trebuie să mergem la magazin și vom proceda în felul următor. Luăm banii necesari, ne deplasăm la magazin, solicităm un litru de lapte, îl plătim și venim cu el acasă. Am obținut astfel un algoritm care conține 5 pași, deci un număr finit de operații. Aceștia au fost scriși în ordinea în care trebuie executați. Asta înseamnă pentru noi că sunt ordonați. Fiecare pas este explicat în cuvinte, ceea ce înseamnă că este bine și complet definit. Și când pornim de la ceva, în cazul nostru banii, obținem ceea ce dorim. Deci plecăm de la ceva cunoscut și obținem în final exact ceea ce ne dorim. Suntem pregătiți să definim noțiunea de algoritm. Se numește algoritm o succesiune de pași ce trebuie parcurși pentru a rezolva o anumită problemă. Pasul reprezintă pentru noi o operație sau o instrucțiune, o etapă ce trebuie parcursă în rezolvarea problemei noastre. În limbajul informatic vom defini două noțiuni, două verbe pe care noi le cunoaștem în limba română. Citește. Asta înseamnă ceea ce se dă, datele noastre date. Și scrie ceea ce se cere, adică rezultatul final la care trebuie să ne conducă algoritmul. Să luăm un alt exemplu. Să presupunem că vrem să citim un număr întreg, pe care noi îl introducem evident de la tastatură, și că dorim să-l tipărim pe ecranul monitorului. Șirul acțiunilor ce trebuie executate este următorul. Vom citi numărul de la tastatură cum ne-am propus. Apoi, printr-un șir de instrucțiuni, vom face tipărirea numărului. Tipărește numărul sau scrie numărul. Și în acest caz am obținut tot un algoritm. Acțiunile trebuie executate în ordinea în care au fost puse. Astfel, nu putem tipări numărul înainte ca acesta să fie cunoscut sau citit, evident. Deci, întâi trebuie să-l citim și apoi să-l tipărim. O să ne întrerupem lecția acum și o să continuăm cu o nouă lecție în care o să explicăm foarte pe larg noțiunea de algoritm și cu ce vine aceasta la pachet.